Preotul Constantin Pavel de la Biserica Sfântul Pantelimon din incinta Spitalului Municipal Fălticeni a pregătit pentru slujba de bobotează o cruce de gheață pe care a montat-o pe o masă tot din gheață. Crucea a fost montată în seara ajunului bobotezei, dar din cauza temperaturii ridicate nu a rezistat foarte mult. Până anul trecut, crucea de gheață era construită în fața Bisericii Adormirea Maicii Domnului, în capătul aleii pietonale, gheața provenind din apele înghețate ale Iazului Șomuz. În acest an, în lipsa gheții de pe Iaz, nu a mai fost posibilă construcția crucii mari de gheață. Mulți din cei care în anii anteriori treceau pe strada Republicii se opreau în fața bisericii pentru a lipi o monedă pe crucea de gheață, în timp ce își punea o dorință. Oamenii cred că dacă banul se lipește de prima dată, dorința se va îndeplini, iar dacă vei lua moneda de pe cruce, vei avea un an plin de ghinion. Cei ce au dorit să-și încerce în acest an norocul și au încercat să lipească monede pe crucea de gheață au fost dezamăgiți pentru că bănuții nu s-au lipit. La Biserica Sfântul Pantelimon, unii credincioși au venit și de la alte biserici cu sticle deja pline de aghiasmă, vrând de neapărat să ia apă sfințită și de la crucea de gheață, unii să se închine cu mare evlavie, alții să atingă hainele de gheață.